În acest material video vom prezenta caracteristica Power Quality Study, studiul de calitate a alimentării din software-ul Fluke Energy Analyze Plus. Mai întâi faceți click pe fila PQ Study, studiu CA. Ecranul PQ Study, studiu CA, are detalii despre armonici, evenimente și calitatea alimentării. Aici avem un grafic de bare care arată armonici și, de asemenea, graficul de armonici asociat graficului de bare. Cea mai bună modalitate de a privi aceste grafice este împărțirea ecranului în două. Acum avem graficul de bare aici și în partea de jos tendința armonicilor. În acest caz este selectată armonica a treia. Am putea alege cu ușurință armonica a cincea sau a șaptea și așa mai departe. Putem crea o serie de grafice legate de fiecare dintre valori. În plus, putem crea marcaje. Când alegem un marcaj, facem o fotografie a acestui grafic care poate fi folosită ulterior într-un raport. Aici am ales pentru marcare spectrul din partea de sus. Apoi putem adăuga acel marcaj al tendinței. Apoi vom examina calitatea alimentării. Acesta ne arată o imagine de ansamblu a tot ceea ce s-a întâmplat în perioada măsurată. Valorile pe care le vedem în calitatea alimentării sunt frecvența, variațiile de tensiune, tensiunile armonice, dezechilibrele, fluctuațiile, schimbările rapide de tensiune și evenimentele. După cum puteți vedea în aceste ultimele trei clasificări, nu avem nimic care se întâmplă. Această bară roșie indică o problemă semnificativă privind dezechilibrul. După cum puteți vedea, bara roșie indică o depășire a limitei pentru o perioadă lungă de timp. Iar aceasta este o examinare a filei PQ Study Studiu CA din software-ul Fluke Energy Analyze Plus.